Salut, prietenii noștri! Eu sunt astăzi împreună cu Sanda și dorim să parcurgem împreună lecția următoare din cursul nostru. Vă amintiți? Am ajuns la lecția numărul 3 din modulul 3. Lecția noastră de astăzi se numește Diferența dintre lumea reală și cea virtuală. Cred că și ascultătorii noștri sunt foarte curioși să asculte și să vadă ce am pregătit noi. Salut! Știi că lumea reală este diferită de cea virtuală? Și cu toții ne dăm seama că așa este. Dacă aveți o oglindă, vă puteți uita atent la ea și să vă vedeți reflecția voastră. Sanda, tu ai putea lua un telefon și să-ți faci o poză. Imaginea din oglindă, chiar dacă este imaginea ta, ea este una virtuală, este diferită de ce ești tu, de ce poate fi pipăit, da? Da. Da. Eu cred că virtuală înseamnă închipuit, imaginat sau ireal. Așa, așa cum este și poza pe care poate mulți și-o fac pe telefon, da? Selfie-uri, da. Acest termen a început să fie folosit odată cu apariția computerelor și telefoanelor. În lumea virtuală poți conduce în jocuri mașina cu viteză mare. Mulți au ajuns dependenți de aceste jocuri pe calculator. Alții nu mai știu să facă diferența dintre lumea reală și cea virtuală. Conduc cu viteza aceasta excesivă și în realitate își pierd ei viața și alții din jurul lor. În viața reală noi mergem regulamentar pentru binele nostru și siguranța celorlalți din jur. Eroii din desene sau alte jocuri pot face lucruri care în lumea reală ar fi imposibil să le facă. Da? Deci este o mare diferență dintre lumea virtuală și lumea reală. Și mai știu că imaginea din oglindă nu poate mirosi flori, nu poate mânca ciocolate sau fructe. În viața reală pot admira frumusețea trandafirilor și mireasma lor. În viața reală pot să mănânc aceste fructe gustoase. În viața reală pot mânca această ciocolată. Așa, este adevărat, da? Da? Ai vrea să ți se ofere o înghețată virtuală sau mai bine una reală? Una reală. Una reală și așa cred că vor toți copiii care ne ascultă. Sfatul lui Digi și sfatul nostru este să alegeți să petreceți timpul în lumea reală, să vă bucurați de ea. Ia zâmbiți la data frumoasă aici! Mai am încă o întrebare. Sanda, ți-ar plăcea să comunici cu părinții tăi doar prin internet, prin intermediul mesajelor, a chat-ului? Sau vouă, v-ar plăcea să comunicați cu părinții voștri prin internet? Nu. De ce, Sanda? Că nu e aceeași când vorbești față în față de când vorbești prin intermediul telefonului. Așa, Matia, nostru cel mic, are obiceiul, atunci când cineva nu-l ascultă, îți poate lua fața și să te facă să-l asculți. Deci în lumea reală poți avea contact cu ochii, poți vedea emoțiile feței bine, poziția corpului, acestea vorbesc foarte mult. Desigur, internetul ne ajută să comunicăm la cu cei aflați la distanță și nu este rău, dar vreau să vă spun. Astăzi, Digi are un mare avertisment pentru fiecare dintre noi. Internetul este o lume virtuală, unde poți găsi și comunica lucruri utile. Dar știi că există și oameni răi care folosesc acest internet cu intenții rele, ca să te ofenseze, ca să profite de tine și familia ta. Află detalii și le folosesc ca să-ți facă rău. Da?
deci trebuie să fim foarte atenți cum folosim internetul. Sanda, te rog, citește următoare. Ce este internetul? Visează varianta corectă. Lume reală, lume virtuală. Eu cred că este lumea virtuală. Așa, deci internetul este o lume virtuală, o lume pe care noi nu putem pipăi, nu putem mirosi, nu putem vedea alte detalii care poate sunt ascunse, da? Vedem doar ce ne oferă ecranul, ca și imagine sau un video în față. Sandica, vreau să-ți spun că oameni răi și mincinoși au existat dintotdeauna. Dar parcă acum, vremurile noastre, ei există tot mai mult și mai mult. Dar însăși, Apostolul Pavel ne spune în Biblie despre această categorie de oameni. Te rog să ne ajut să citim. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli al lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. 2 Corinteni 11, versetele 13-15. Neprihăniți! Nu! Nu sunt neprihăniți! Biblia numește mincinoși! Minciuna nu are legătură cu neprihănirea! Apostoli al lui Hristos. Nu, ei sunt apostoli mincinoși. Așa. Se prefac. Da, încercuim. Uh-huh. Amăgesc oamenii. Da, îi amăgesc. Așa, cum spune că sunt înșelători. Așa, cum spune și textul, sunt niște lucrători înșelători. Acesta e al doilea coment. Așa, lucrători înșelători. Deci ei amăgesc, înșală. Uh-huh. Au un viitor bun. Nu. Nu. Slujesc lui Dumnezeu. Nu. Nu. Vreau să-mi spui, tot pe baza acestui text, pe cine copiază acești oameni? Pe Satana. Așa, foarte bine, pe Satana, pe cel rău. El, spune Biblia, este tatăl minciunii. Și acești oameni care înșală, care vor să pună întindă capcane, ei la fel sunt mincinoși, ca și tatăl lor, ca și Satan. Bine? Sfârșitul oamenilor mincinoși va fi după, și avem două spații. După faptele lor. Așa, foarte bine, după faptele lor. La judecată, Dumnezeu ne va judeca pe fiecare. Da? Și pe ei va judeca după faptele lor. După faptele lor rele, mincinoase, înșelătoare, viclene. Cum crezi? Care va fi sfârșitul acestor proroci mincinoși, acestor oameni mincinoși? Vor fi duși în iad. Așa? Ei nici de cum nu ajung în împărăția lui Dumnezeu. Ei vor ajunge în iad, acolo unde va fi trimis și Satan împreună cu îngerii lui. S-a lăsat Pavel amăgit de acești apostoli mincinoși? Nu. Nu. Și vedem că Pavel nu s-a lăsat amăgit și Pavel îi avertizează și pe alții să nu se lase amăgiți. Acum mai am și eu o întrebare. Ce putem noi face ca să nu ne lăsăm amăgiți de astfel de oameni? Sau cum poți cunoaște când cineva vrea să te amăgească pe internet? Nu cunoști persoana care te contactează, nu-și prezintă adevăratul nume. Așa. Te contactează cineva sau îți cere prietenie pe Facebook. O persoană pe care tu nu o cunoști. Ce faci? Nu răspunzi, da? Sau îl blochezi. Sau blochezi. Mulți copii, fete, tinere, adolescente, au căzut în capcana oamenilor necunoscuți. Mai este și alta, că oamenii necunoscuți, oamenii răi, își pot lua un profil sau o poză a unei persoane pe care tu o cunoști și să caute să discute cu tine. Cum ai putea să recunoști în continuare persoanele mincinoase și rele? Nu vrea ca părinții tăi să afle de discuția voastră. Așa, când persoana aceea îți spune
Uite, Santa, îți spun asta, facem asta împreună, dar să nu comunici cu părinții tăi niciodată. Atunci ar trebui să-ți pui un semn de alarmare. De ce cineva n-ar dori ca părinții tăi să cunoască discuția voastră? Da? Deci, bine să cunoaștem aceste reguli. Încă... Te cheamă să vă întâlniți fără știrea părinților. Așa, sau nu se limitează doar la o discuție pe internet, da? Te mai și cheamă și îți spune, uite, la ora 5 după amiază ne întâlnim în parc. Vino că am pregătit ceva pentru tine. Vino să ne întâlnim. Dar mai bine să nu spui părinților tăi. Tu ce faci atunci? Tot îl blochezi sau spui părinților și apoi blochezi. Așa, comunici cu părinții. Țineți minte încă de la începutul cărții, Digi ne motivează să avem o relație strânsă cu părinții noștri. La fel și în cazul oamenilor necunoscuți de pe internet sau orice altă comunicare pe internet. Comunici cu părinții tăi, le spui, uite cu cine am vorbit, uite ce nume are, ce mi-a spus, ce mi-a propus, da? Fiindcă am auzit cazuri foarte triste. Fete adolescente au fost contactate de oameni necunoscuți pe care ele nu știau și după câteva zile acești oameni le-au cerut câte o poză indecentă și fetele au căzut în această capcană. Le-au trimis poze care nu trebuiau trimise. Mai apoi acești oameni stabilesc locuri unde se întâlnesc și copiii pot fi răpiți, pot fi amăgiți, maltratați, da? Deci trebuie să fim foarte atenți. Cel mai bine, nu discutăm cu oameni necunoscuți. Pe stradă, prin oraș, pe internet, da? Pot fi oameni cu intenții foarte rele. De asemenea, când cineva pe internet, în convorbirea noastră, îmi cere informații personale despre părinți sau despre mine, eu nu îi spun și îmi dau seama că este cineva care dorește să mă amăgească. Așa, un om cu intenții rele. Da. Și avem o căsuță albastră jos. Te rog, citește-o, Sanda. Păzește-te de înșelători. Eu raportez lui Dani și lui Ruth. Când cineva încearcă să-mi transmită informații greșite în lumea virtuală, dar și în cea reală. Dar tu spui părinților tăi când ești contactat de oameni necunoscuți? Da. Și ar trebui să fie întrebare pentru fiecare dintre noi. Răspunsul? Da. Contactăm părinții, le spunem. Da? Vă îndemn de asemenea sau vă provoc după această lecție să revizuiți lista voastră de prieteni. Pe cine știți, pe cine nu știți, care vă sunt cunoscuți, care nu vă sunt cunoscuți și să-i ștergeți pe cei necunoscuți. Nu știți ce va fi mai departe, în viitor, dar s-ar putea să fie niște oameni care vă doresc rău. Sperăm că v-a plăcut lecția noastră. Doresc să vă spun că data viitoare vom vorbi despre etica comunicării. Pe curând!